Ce suprafață aveți? 40 de ardi solari și la cultura mare și în câmp, un hectar de toate, divers. Și cum e în perioada aceasta? În perioada asta e cam greu la câmp, că mers cam foarte prost anul ăsta. A fost multe ploi, boli multe și trebuia să ne ținem și noi cât putem de ei, cu stropeală, cu una cu alta. Pierderi multe? Da, este pierderi. Este că din cauza ploilor, când e ploaie multe, e și pierderi. Dar unde reușiți să le vindeți? În pieț. Pieț, la oboare de-astea. Târgu frumos, Belcești, Poduiloaie. Avem piețe care mergem. E Săbăoane, mai sunt multe piețe. Se cumpără în cantități mari sau? În general, care face pe iarnă și pune la borcane, ia cantități mai mari, așa. Două lăzi, două baxuri, două, trei, depinde de ce familie are. Și cum își fac ei borcanele pentru iarnă. Pe care își pregătește pentru iarnă câte un borcanel de una de alta, gogoșare, ardei. Depinde ce rețetă au fiecare. Acum sunt foarte multe rețete și fiecare face după plac. Anul ăsta când o să trageți linie, cum o să fie? Puțin mai în pierdere anul ăsta față de anul trecut. Ce lipsește în primul și în primul rând pentru legumicultură? Un mic ajutor de la doamnele care se ocupă cu proiecte, cu alea. De la ăștia așteptăm un ajutor noi. A fost bine când a fost cu programul Minis, atunci cu roșii, da, era frumos. Uite, spunea că dă-și la Ardel, la ăsta, la altul. Noi punem, dar dacă nu ne ajută, ne cam descurajează. Câte o leacă, ne pierdem speranța.